Sigur? Haideți să vedem împreună cu Bogdan ce ne este prezentat. Cred că prima dată este vorba despre o ghicitoare. Deseori Iisus venit din cer, poposea în Betania, unde era primit cu bucurie de către Lazar, Marta și... Spune-mi, cine știe, ridică mâna, da? Maria, da? Cine era Lazar, Maria și Marta? Ce relații aveau între ei? Ce rodine era? Spune-mi. Erau frați, da? Care dintre ei a pățit un necaz? Maria, Marta sau spune-mi? Lazar. Ce s-a întâmplat? A murit. Cum era numit Lazar? De către ceilalți. Cum era cunoscut? Ca dușman, ca prieten, ca vecin al Domnului Iisus? Era prieten, da? El era considerat un prieten al Mântuitorului. Bun. Am pus accentul pe Betania pentru că trebuie să iasă rima, dar nu trebuie așa să-i spune. Mergem mai departe. Este o imagine care ar putea, din ceea ce ați auzit, ați citit, sau poate, nu știu, vi s-a povestit din Biblie, să se aprinde un beculeț, sau albastru, sau roșu și spune, a, asta are cunoscut. Despre ce ar vorbi imaginea aceasta? Trei tineri în picioare, unul parcă face un semn că stop, spune la lăsa. Și prietenii lui, Albert. Da? Și despre ce e vorba? Că acolo parcă e vorba despre friptură de miel, vin de cotnar, Daniel. Să
Să nu furi. Sunteți de acord cu asta? Da, scrie. Porunca treia. Ne uităm peste ele, da? Întrebăm pe mami și tati să învățăm cele 10 porunci, pentru că ele înseamnă viață, da? Era o poruncă pe care cei trei tineri și Daniel au respectat-o, care nu figurează explicit în cele 10, dar decât să mănânce, au acceptat orice. Așa trebuie să facem și noi. Cunoaștem poruncile lui Dumnezeu, ele sunt pentru noi, le păstrăm, da? Mergem mai departe. Aici avem 4 nume, Iona, Samariteanca, Iuda și Daniel, și avem 4 imagini. Un leu, apă, niște vânuți și o corabie. Ar trebui cumva să le potrivim, potrivit istoriei biblice, care cum sunt. Spune, Larisa. Albert. Iona cu corabie. De ce? Puțin explicație. Da, în altă direcție, spre Tarsus. Alicia. De ce? Și ce ne-a mai rămas? Spune-mi. Ce legătură are? Da, s-a întâlnit o samariteană. Și a fost o întâlnire frumoasă sau a fost una tristă? Domnul Iisus i-a vorbit urât, acestei femei s-a vorbit frumos. I-a vorbit frumos, da? Pentru că era o femeie care avea nevoie și de avenitire. Frate Bogdan, mai avem ceva? Nu mai avem nimic. Mulțumesc tare mult pentru răspunsuri. Chiar dacă e vacanță, văd că totul sunteți în priză. Domnul să vă binecuvinteze pe voi și părinții voștri care vă învață și haideți să ascultăm ceea ce și copiii au pregătit, după care îmi spuneam duetul instrumental.